Salonul oficial al aeroportului Henri Coandă de București a împlinit 50 de ani. Cu ocazia vizitei președintelui american Richard Nixon la 2 august 1969, a avut loc inaugurarea salonului oficial al aeroportului Otopeni, în prezent aeroportul internațional Henri Coandă de București. La aeroportul Otopeni, mii de bucureșteni au venit să-l salute pe președintele american. Nixon a ajuns pe aeroport înainte cu un an ca acesta să fie inaugurat. El a fost întâmpinat de soții Ceaușescu și invitat la masă în incinta aeroportului. Este greu pentru mine să-mi exprim aprecierea pentru aniversarea de astăzi. Când vin aici, la aeroportul Henri Coandă și întâmpin celebrități americane care vizitează România, primul lucru pe care îl scot în evidență este că prima celebritate, și nu spun asta doar celebrităților din America, ci tuturor celebrităților din jurul lumii care au pășit în salonul prezidențial, a fost Richard Nixon. Aeroportul internațional Henri Coandă este cel mai mare aeroport din România și unul dintre cele două aeroporturi din capitală, celălalt fiind aeroportul internațional Aurel Vlaicu din cartierul Băneasa. Aeroportul Henri Coandă este situat în afara Bucureștiului, în Otopeni. Numai în anul 2017, de pe Otopeni au zburat 12,84 milioane de pasageri. Sute de președinți și sute de șefi de state, de guverne, au trecut pe aici în ultimii 50 de ani. Summituri și conferințe, forumuri la cel mai înalt nivel au avut ca punct de start acest salon. Și tot aici ne-am întâmpinat de atâtea ori campionii țării. Pe aeroportul internațional Henri Coandă București operează în prezent 49 de companii aeriene care transportă pasageri către 110 destinații. Aeroportul internațional Henri Coandă reprezintă o carte de vizită a României pentru cetățenii săi, dar și pentru turiștii, oamenii de afaceri și demnitarii de rang înalt din toată lumea care vin în țara noastră. Pe lângă rolul său de lider în transportul aerian din România și pilon al turismului românesc, aeroportul Otopeni îndeplinește și o importantă misiune diplomatică. Acest rol deosebit a fost consfințit odată cu crearea salonului oficial al aeroportului, de la vizite de șef de stat și de guvern până la ceremonii oficiale de primire a campionilor români, salonul oficial a fost martorul evenimentelor marcante pentru țara noastră. În martie 2011, în urma unei investiții de 70 de milioane de euro, s-a extins corpul Finger, cunoscut acum sub numele de Viora de la Otopeni, și s-a mărit numărul porților de îmbarcare. Din februarie 2010, aeroportul este administrat de Compania Națională a Aeroportului București, care administrează și aeroportul Băneasa.